Sticla imunitară este o inovație în domeniul educației, este o inovație digitală. Ea va fi inițial anul acesta pilotată în 10 instituții de învățământ general din Republica Moldova. Această aplicație va fi utilizată la disciplina opțională educație pentru sănătate. Ne dorim ca copiii noștri să crească cetățeni activi, cetățeni cu spirit critic, informați, educați, dar în primul rând sănătoși. Noi ne bucurăm că și în Republica Moldova a avut loc lansarea platformei educaționale Patrula Imunitară, care cu siguranță va fi un instrument și o oportunitate de a crea cunoștințe copiilor despre ce înseamnă o boală infecțioasă, cum se transmit bolile infecțioase, ce înseamnă sistemul imun și cum acționează vaccinurile. We all know that vaccines is actually the most effective way of preventing infectious diseases. So we see that learning about the immune system, learning about these infectious diseases are just as important as any other health subject that is already integrated in school curricula. Acest joc prezintă interes pentru elevi, îi va motiva să studieze mai mult acest subiect. Mai mult ca atât, îi va motiva să răspândească această cunoștință și în anturajul lor. Sunt sigură că prin acest joc se vor salva vieți în viitorul apropiat și cu siguranță și în viitorul îndepărtat. Mi-a plăcut foarte mult jocul. Mi-a plăcut anume intenția de a face învățământul mult mai ușor și mai distractiv și, într-adevăr, au reușit să o facă, întrucât chiar tuturor din clasa mea le-a plăcut. Mi-a părut foarte interesant, tot mi-a plăcut, a fost interactiv și educativ. Despre vaccinuri am învățat, despre diferite boli, am și recapitulat unele teme de la biologie și chimie. Am învățat multe lucruri noi. Nu știam că vaccinul este atât de important pentru noi. Toate aceste cunoștințe acumulate mă voi duce și voi discuta cu colegii, cu prietenii și cu familia.